N-am suspans deloc, cred. Dar suspicion ai? Nu suspicion. Nici? La trecut. Nici cum, măcar? Am văzut. Le-a pus la început. Ce? Bună. Bună. Hai că am auzit o grămadă de păreri bune despre tine, să știi. Nu cred că astea contează. Contează părerea care o să ți-o faci tu despre mine. Păi îți dai seama că eu nu mai după ce spune lumea, mai după. Poate în mintea lor ești cea mai... Cum te numești, că nu te recunosc? Albert. Albert. Pe tine? Bianca. Bianca. Bine, încântată. Știam. Încântat și eu. Ne cunoștem. Și ce cu faci? Ce te ocupi? Păi eu tocmai ce am trecut printr-un faliment. Deci nu prea sunt bine, dar o să-mi revin eu. Am încercat să-mi deschid o afacere. Bine, nu contează asta neapărat că... Dar ai pus pasiune sau pentru bani? Și și. Ca și, și pasiune e importantă, dar și banii sunt importanți. Cine spune că banii nu sunt importanți, mi se pare un ipocrit. Nu sunt totul în viață, dar sunt importanți. Ce fel de business era dacă nu... O platformă online. Online? Mm-hmm. Am înțeles bine și te descurci și în astea sau doar era ideea și aveai timpul tău? Era ideea, eram cu cineva, dar e ok, o să mai încerc, adică nu-i ca și cum... Ia zi-mi, și dacă tu stai în Italia, să zicem, îți vei găsi dragoste, ești dispusă să te muți aici în România? Sigur, jobul meu îmi permite să lucrez oriunde, oriunde am un calculator. Eu aș putea să fiu în oricare țară. Și deoarece îmi place România, eu cred că m-aș putea stabili foarte bine aici, pentru că chiar e un oraș superb. București, nu? Da, eu nu am fost doar o dată, am mai fost în București, dar și am fost și în alte orașe ale României. Și de unde ești de loc? Eu sunt din Republica Moldova. Uh-huh. Din Chișinău sau? Nu, sunt dintr-un orașel mai mic, Ștefan Vodă. Ștefan Vodă. Da. Și când ai plecat în Italia? Când aveam 12 ani aproximativ. Și ce așteptări ai? Cum crezi că eu arăt? Eu n-am cum arăt, nu. Bine, contează și cum arăt, că asta mi se pare așa un pic ipocrizie din partea unor oameni, că frumusețea nu e importantă. Ba, e importantă și partea fizică. Că dacă și cum e fata care ți-ar place nu fizic? Nu am un tipar anume. Nu știu, să fie, să aibă acel ceva care să, știi? Da, aproximativ, nu știu, brunetă sau blondă, asta îmi plac cea mai mult. Păi sunt bine. Două tipuri, ori brunetă, brunetă sau blondă, nu știu, fiecare, îmi plac brunetele și blonde în mare parte. Nu știu, să aibă acel ceva, nu, n-aș putea să, eu nu știu, nu că sunt ipocrit sau că nu vreau să spun, dar pur și simplu, dacă trebuie să o văd, să-mi plac vizibil, să rezonez mai departe dacă vreau ceva mai mult, știi? La tine, tu ai ceva, niște criterii după care te iei? Păi eu vreau un bărbat puternic lângă mine, o persoană care... Ce înseamnă puternic? Fizic sau... Ambele. Aș vrea să mă simt în siguranță, pentru că eu sunt puternică la jobul meu, sunt puternică în viața mea, sunt puternică oriunde. Și chiar aș vrea să mă simt și eu slabă, să mă simt femeie. Îți place așa să fii... Uh-huh. Știu ce spui. Aș vrea să fiu femeie și atât. Să fii femeie și atât. Da, cred că acum, dacă hai, poți. Ne auzim. Bine, pa. Încep să-i dau dreptate cu Sorin. Adică? Nu, fata e ok. Că s-a uitat în timp la lui. Prea ok, e? Da, e ok așa, dar nu... Dar ce? Trebuie să o vadă și ochiul. Trebuie să o cunosc așa mai bine, că a vorbit așa un pic, nu știu... A părut că vorbește un pic gen... A fost, nu, gen la modul... Era foarte atent în ce spune și parcă recita așa. După prompter. Adică nu, n-am văzut-o. Probabil că ea nu... E prima oară, probabil. Poate avea să ne la... Poate avea să ne ispitească. Poate avea să ne ispitească. Pe mine? Pe noi. Probabil. Ispită. Oricum, bă, nu ia la misa plus, nu este... Vrea cineva bună? Aia clar. Păcat! Radu Lemescu, te-a mințit, mă. Ce? A spus că te-a mințit. Da? Pe tine. Ai. Ce? Doamne iartă-mă, Radu. Ghinionul meu. Norocul vostru. Hai, sorry. Sorry. Fii sănătoși, băieți. Doamne ajută. Doamne ajută. Și succes. Hai că, azi, că mă duc la război. Succes, hai, frate. Hai, să hai, nu mă faci hai, de râs. Bro, poți să mănânci tu acum, că nu mai ești la cealaltă. Hai, comentează ceva. Ha? Comentează ceva, așteptam. Nu, poți să te asigur 100% că nu voi face ca tine. Ia, așteptam o replică de asta. Care eu crezi tu inteligentă, dar...
Mersi. Bună. Bună. Ce faci, ești bine? Destul de bine, dar tu? Și eu sunt bine, cum te numești? Mă numesc Sorin, rus Sorin. Știam deja, pentru că te-au lăsat la desert. Știi de ce? Dacă o să-mi spui. Pentru că eu am o părere destul de bună despre tine și cred că poate aș vrea să am mai mult timp să discut cu tine ca să te cunosc mai bine. Cu siguranță că o să avem atunci, având în vedere că nu sunt constrâns din alte părți absolut deloc. Super, păi tu și Natalia cum ați rămas? Nici cum deocamdată. Nici măcar în stadiul de cunoaștere nu consider că mai suntem. Și Maria? Maria încă nici n-a apucat să ne cunoaște. Foarte bine. Și tu cum te-ai simțit în familie? Ai fost un copil iubit? Te-au alintat? Sau nu prea? Nu, am fost un copil foarte iubit. Probabil am fost alintat când am fost mic. Dar de pe la 14-15 ani eu am început să lucrez. De la 19 ani am plecat singur în străinătate până anul trecut. Deci am stat foarte mult timp singur. Despre ce țară vorbește? În Anglia am fost plecat. Foarte fain. Vorbește engleza foarte bine atunci. Oh, yes. Bine, și cum ar fi fata care ar putea să-ți placă? Primul rând să fie deșteaptă, să știe ce-și dorește, să-mi împărtășească din plăceri, ca să zic așa, să avem chestii comune și, nu știu, să-mi placă fizic, în primul rând. Și cum vrei să arate fizic? Să fie mai scundă decât mine, să fie fit. Acum nu cer perfecțiune, facem împreună, deci să-și dorească să evolueze. Păi tu ești mult. Un personal trainer, cred că poți să faci orice din oricine, nu? Da, și asta e adevărat, dar uite, am avut fostele relații, nu eram cântate de sport absolut deloc, așa că eram degeaba pe sensul ăsta. Mm-hmm. Înțelegi? Să aibă dorința de evoluție în viață, în general. Poți să-mi spui și mie, nu știu, eu am privit emisiunea, dar e clar că ce se întâmplă în real poate e diferit. Care a fost problema cu Natalia? De ce voi erați atât de apropiați și foarte frumoși, dar nu s-a mers mai departe? Opinia ta? Opinia mea e că sunt și factori externi care o influențează și pur și simplu, nu știu, nu s-a vrut, sincer. Eu am făcut ceea ce a ținut de mine, consider că am făcut. Ai făcut totul. Pot să zic că am făcut chiar totul. Nu sunt la momentul în viață să fac totul pentru o persoană dacă nu primesc. Și atâta timp cât tu primești totul, ești gata să-l dai, să te înschimbi? Dacă merită, cu siguranță. Mm-hmm. Am înțeles foarte bine. Cred că ni s-a terminat timpul, din câte am auzit. Și acum ce ar trebui să fac? Să rămân așa, să mă duc singur sau să mă ducă cineva la ușă? Nu știu, fă ce vrei. Cum? Poți să fugi de mine. Nu vreau să fug de tine. Păi aia asta pare. Și atunci ce să fac? Nu știu. Serios. Nu știu, fă ce vrei. Nu cred că putem să ne vedem, așa că sper nu că nu ți-ai scos cred că... chestia roșie nu, de pe. Nu, n-am scos-o, dar cred că ar trebui să plec, așa? Oricum, ești drăguță, felul în care ai vorbit, ai o voce foarte caldă și aștept să ne vedem și să discutăm. Bine, foarte okay? Bine. Pa! Te pup!